Bună seara! Trebuie să vă mărturisesc, că așa se cuvine să mărturisești ceea ce simți. Am trăit un moment de ananghie sufletească în seara asta, când l-am văzut pe Cristi Țepeș. Am fost colegi buni în cadrul televiziunii române, am lucrat în aceeași redacție și împreună l-am mărturisit cât am putut fiecare pe Hristos. Iertare, am uitat de el, pur și simplu în toți acești ani, am uitat de el și am avut realmente o mâhnire foarte mare, dar și o bucurie foarte mare, revăzându-l. Mi-era dor de el și nu știam. Sunt convins că dacă ați pornit sub aceste auspicii, dacă l-aveți staroste spiritual și profesional pe Cristi Țepeș, lucrurile vor merge foarte bine. Am toată această încredințare. Aș vrea să vă mai spun ceva, fără să fiu pisăloc și să insist să vă abuzez răbdarea. Deși poate că nu se vede, aveți în față un dinozaur. Cred că sunt cel mai vechi ziarist de presă religioasă din România. Pe 29 ianuarie 1990, printre taburi și printre militari, eram la sub braț cu șpalturile pentru prima pagină creștină din România Liberă, condusă atunci de Petre Mihai Băcanu. Dumnezeu a vrut ca să fiu acel curier, acea persoană care să ducă vestea cea bună a lui Hristos, să o ducă în gura rotative de la România Liberă. De atunci, practic, pașii mei și drumurile mele, așa, încă o dată, a vrut Dumnezeu, n-am niciun merit. Pur și simplu eram o persoană pusă să facă ceva în acel moment al istoriei noastre fulminante de atunci din 90. Am asistat la multe nașteri ale unor vehicule de presă, eu însumi am participat la foarte multe evenimente și am fost parte în aceste lucrări. Din acest motiv spun că ceea ce se întâmplă în seara asta intră sub auspiciile bune, este un semn de bun augur, mai ales că eu însumi fiind o persoană critică și mâncând presă pe pâine atâți ani, vă dați seama, de 30 de ani fac asta, trebuie să spun că în zilele întunecate ale referendumului sau în zilele bătăliei pentru familie, mai corect ar fi să spunem așa, printre singurele raze de lumină care veneau în viața mea și în viața familiei mele erau cele de la Pro Docens Media. Nu știam atunci cine este în spatele acestei lucrări, pentru că este o lucrare, într-adevăr, pe care țin să o salut și sunt absolut convins că ea va merge exact așa cum trebuie și așa cum ne dorim cu toții. În final, vreau să spun următorul lucru. Sunt sigur că ați urmărit cu toții pe Netflix acel serial The Family. Sunt absolut convins că l-ați văzut sau, mă rog, aveți cunoștință despre el. Dacă așa arată o conspirație, cum este prezentată în acel film, o conspirație creștină, o conspirație în numele lui Hristos, sunt mândru că fac parte din această conspirație. Vă mulțumesc!